Arată că-ți pasă și implică-te. Întinde mâna ta către mâinile întinse spre tine. Bucuria celor din jur va fi împlinirea ta. Fii voluntar, ajută România. O campanie a știrilor TVR cu sprijinul tuturor românilor. Noi continuăm să vi arătăm pe cei care fac voluntariat cu același scop declarat de a-i convinge pe politicieni să adopte cât mai repede noua lege. Un grup de voluntari le demonstrează astfel bucureștenilor că arta nu mușcă de pe peronul a 4 stații de metrou. Sunetul reginei instrumentelor, vioara, glasuri de soprană sau tenor, dar și ritmuri sud-americane cuceresc miile de călători din subteran. Metroul a pornit, dar oamenii au rămas și au amânat plecarea spre casă pentru că au fost vrăjiți de muzică. Îi vezi cum se schimbă expresia pe fața lor, cât de fericiți sunt, cât de liniștiți, sunt mult mai relaxați, mult mai bucuroși că se întâmplă și altceva în viața lor. Da, suntem la metrou, iar artele au coborât în tunel și la Piața Unirii, și la Piața Victoriei, și la Gara de Nord sau la Universitate. Grăbiți de obicei, călătorii simt că timpul poate fi oprit în loc. Nu văd din primul moment de unde vine magia, dar învață fără să știe că arta nu mușcă. Proiectul a 9 tineri voluntari. Ne doream să aducem opera la metrou și eram sigure că nu putem doar noi două, având în vedere că doar două suntem în organizația Arta în Mușcă, așa că ne-am gândit să apelăm la anumiți tineri care și-ar dori să vină la metrou și să vadă ce înseamnă să lucrezi într-adevăr în cadrul unui proiect cultural. Cristina Dobrescu a pornit inițial proiectul Muzica Clasică la metrou și zeci de artiști, elevi la liceele de artă, studenți și absolvenți de conservator sau un ATC sau arte plastice au venit alături de ea și fac performanță la metrou ca pe orice mare scenă. Chiar dacă aici este frig, nu există reflectoare și nici acustică, bucuria pe care o simt când sunt priviți cu uimire de zeci și zeci de călători este suficientă. Este special faptul că fac acest spectacol urban benevol. Le-am dat o parte din inima noastră și din muzică. Sunt surprinși, chiar le-a plăcut, m-au și întrebat unde se mai ține, ce o să facem, chiar le-a plăcut foarte mult. Artiștii vin și cântă, dansează, pictează, dar fiecare apariția lor este pregătită de voluntari. Nu cred că a fost o alegere, băi, eu vreau să fiu voluntar acum pentru că am pus-o eu pe hârtie. Pur și simplu s-a întâmplat, a venit în viața mea la un moment dat și a creat puțină dependență. Și important e că îmi place ce îmi fac și nu mă văd renunțând la activitatea asta. Cum e să dansez pe peron la metrou? Ciudat. Ciudat și interesant. Dansul pe care îl dansăm noi, tango, nu e așa de popular încă în România. La metrou s-a cântat inclusiv pe Stradivarius. Muzica lui Bach, Beethoven, Paganini a devenit astfel parte din campania de voluntariat a tinerilor care aduc arta în subteran și se încăpățânează să dăruiască necondiționat. Dacă aș fi continuat studiul, cu siguranță că aș fi ajuns să fiu voluntar, pentru că asta înseamnă să dorești puțină bucurie oamenilor, indiferent de locul unde te afli, ești pe un peron de metrou sau într-un spital. Pentru Televiziunea Română, Ioana Pavel și Relu Calotă.